Pe malul Dunării ați fost vreodată? V-a uimit bogăția de verde, calmul turmelor de oi la păscut? Păsările care își ascund cuiburile în lunga ei și se lansează în zbor de lângă tine? Și oamenii, repeziți și darnici, țanțoși și săritori, ambițioși și toropiți de căldură în zilele toride de vară. Din toate acestea adunate, din firul de lână al oilor blânde, vopsit în toate culorile florilor de luncă și împletit cu măiestrie și migală, de mâini de oltence harnice, pleacă spre lumea largă covoarele tradiționale oltenești. Covor după covor, doamna Nanu a adunat istoria lumii arhaice din care se trage, în culori și modele, a cotrobăit în lăzi de zestre și în amintirile bunicelor. Apoi, cu toate strânse împreună, a stârnit dorința de a învăța în inimile și mințile femeilor talentate din zona ei. Din șuvoaie de apă, din flori și minerale, din lână și tină, din tradiție și ambiție, s-a născut o afacere modernă, prosperă și profund satisfăcătoare pentru toți cei care îi dau viață. Acum oamenii din toate colțurile lumii se bucură de culorile, căldura și atingerea lor și se mândresc cu ele și le cresc faima. Fiecare obiect din acest mic muzeu înseamnă povestea unui artist popular. Dacă un singur colț de lume românească a dat naștere unui asemenea atelier de țesut covoare tradițional oltenești și într-un singur colț al său sunt expuse poveștile a peste 20 de artiști populari, necunoscuți nouă vreodată. Câți artiști populari, autentici, talentați și deținători de secrete are de fapt România? Câte povești moderne s-au construit sau se pot construi în țara noastră, din istoria și tradiția țăranilor ei? Cât de bogați suntem de fapt?